Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat, așa că îi spunem un bun venit Părintele Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomițului și bineînțeles fondator și director al Radio Dobrogea. Hristos a înviat, Părinte, bine ați venit la noi în emisiune. Adevărat a înviat, mă bucur că suntem împreună să discutăm despre treburile cetății. Slavă Domnului! Și eu la fel mă bucur că iată-ne față în față de data aceasta prin intermediul internetului. Putem sta de vorbă și trata o temă, a spune eu, care ne privește pe noi toți, în special pe mine, pe dumneavoastră, pe toți cei care suntem, să spunem, slujitori și ai microfonului, pe lângă alte activități pe care le facem. Stăm și în fața camerei și a microfonului. Așa că în seara aceasta vom discuta despre, să spunem, statutul jurnalistului creștin între promovarea adevărului și corectitudinea politică. De ce am ales această temă? Pornind de la realitatea aceasta care ne înconjoară, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în societatea, vremurile prin care Dumnezeu a îngăduit să trăim și să trecem așa cu bunele și cu relele. Și iată-ne că și dumneavoastră, acolo, prin vocea pe care o aveți la Radio Dobrogea și, bineînțeles, în calitate de purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului și, bineînțeles, noi, aici și alții, încercăm, prin mijloacele pe care le avem dispoziție, prin uneltele acestea, să fim o voce, să fim o voce și, bineînțeles, prin tot ceea ce afirmăm, prin tot ceea ce facem, să-i călăuzim pe oameni către lumina aceasta, lumina Evangheliei. Așa că, înainte de toate, aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră rolul acesta al jurnalistului creștin? Și vă întreb asta pentru că, pregătim-o pentru emisiunea de astăzi, am observat, am aflat că, pe lângă faptul că sunteți jurnalist, preot, da, slujiți altarul, aveți o misiune foarte importantă acolo în Arhiepiscopia Tomisului. Sunteți și ingineri, deci practic în seara aceasta putem discuta ca și ingineri. Și cum vedeți dumneavoastră... Inginerește, tehnic, da? Cum vedeți dumneavoastră teologie, rolul acesta al jurnalistului creștin în vremurile acestea de restriștere? Pentru început, dați-mi voie să vă felicit pentru acest canal pe care îl aveți în mediul virtual, Prodocens Media, care este un canal din ce în ce mai cunoscut, care reușește să adune, din ce am văzut eu până acum, adună voci din diverse locuri ale societății și bine faceți, pentru că este nevoie întotdeauna de încă o voce în plus în spațiul mediatic, întrucât, și aici vin la întrebarea dumneavoastră, orice emisiune, orice reportaj, orice cuvânt pe care un jurnalist creștin îl eliberează în spațiu public este de fapt un act de mărturie, de misiune creștină, dacă vreți, de apostolat. Noi suntem într-un fel martorii lui Hristos pe pământ și prin urmare misiunea noastră este una dublă. Pe de o parte a mărturisi ca jurnaliști ceea ce se întâmplă în cetate în mod corect, fiecare în funcția pe care o avem în câmpul media. Iar pe de altă parte, suplimentar față de această menire generală pe care o au toți jurnaliștii din brazla comunicării, mai apare o datorie, spun eu, de suflet și anume mărturisirea adevărului lui Dumnezeu în cetate, pentru că în fond și la urma urmei, dacă stăm bine să ne gândim și vedem treaba asta că se întâmplă, orice știre are întotdeauna un background moral. Deși definiția clasică a știrii este una de neutralitate, știrea neutră nu se mai întâmplă de mult timp în spațiu public, poate și o mai asumă mijloacele publice de comunicare, televiziunea publică, radio-ul, care fiind finanțate în mod deosebit de la bugetul de stat, își permit acest lux, zic în ghilimele, ar trebui să fie normalitate, ca jurnalismul să fie unul de tip neutru și să relateze obiectiv ambele părți. În rest, restul presei fiind comercială este o presă de tip militant. Și atunci, întotdeauna, știrile au în spate un background moral
Și aici vine rolul jurnalistului creștin, că este o contrapondere la direcția uneori secularizantă și secularizată pe care o au de regulă știrile zis comerciale, din presa comercială. Asta se vede cu ochiul liber. Prin urmare, suntem trimiși într-un fel, cum zice Hristos, ca oile în mijlocul lupilor, în acest vacarm informatic pe care omul de rând îl recepționează. Noi trebuie să fim și noi vocile lui Dumnezeu în marea de lupi care uneori urlă, cum zice Sfântul Apostol Petru, dar acolo se referă la lei, că diavolul umblă răgnind ca un leu pe cine să înghită. Presa de astăzi încearcă să înghită secular planeta, să o ideologizeze, nu puține cazuri, avem foarte multe cazuri de presă care practică jurnalismul de opinie, jurnalismul de tip ideologie, și atunci noi suntem o contrapondere în treaba asta, suntem trimiși la o luptă pe care o făceau și apostolii în primele lor misiuni pe care le aveau de la Hristos, să meargă să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să pună ordine în adevărurile care se spun în presă. Și cu asta cred că ne luptăm și noi doi, ca realizatori de emisiuni sau la mijloacele de presă pe care le avem în grijă. Cu asta se preocupă și ceilalți frații ai noștri care sunt pe alte canale de comunicare, mai avem radiouri, televiziuni creștine, site-uri, mijloace de presă. Presa scrisă a cam murit, dar nu e o problemă că s-a mutat pe internet. Așa este. Facem, spunem noi, un lucru minunat înaintea lui Dumnezeu. Ne-am pus la dispoziție viețile noastre, pe lângă preocupările pe care le aveam deja, să putem să facem și această lucrare de a fi o voce, de a fi, să spunem, un trâmbițaș, dacă folosim așa un termen militar. Da, e corect. Atunci când se întâmplă ceva sau se dă un anumit semnal, să fim aceia care luăm atitudine și strigăm tare ca să audă și frații noștri de credință. Părinte, urmăresc foarte mult ce se întâmplă în spațiul creștin din România. Biserica Ortodoxă este o biserică, este biserica majoritară și am spus asta de foarte multe ori. Iar noi de aici, din studioul acesta, am avut onoarea de a sta de vorbă cu foarte mulți, să spunem, oameni, slujitori din Biserica Ortodoxă Română. Avem o relație extraordinară cu foarte mulți slujitori din zona aceasta. Și fără nicio ezitare, atunci când a fost nevoie, în special acum în perioada aceasta a pandemiei, am luat atitudine atunci când am simțit noi, deși, să spunem, evanghelici, am observat că tirurile altor organe de presă, și inclusiv ale statului, s-au aflat împotriva unor rânduieli, unor, să spunem, dogme ale bisericii. Și aici vă aduc doar aminte, la începutul pandemiei, perioada aceasta de închidere, lipsa de comunicare cu slujitorii bisericii. De asemenea, ne aducem aminte de împărtășanie, problema aceasta linguriței, în care statul chiar a încercat printr-o, să spunem așa, atitudine de șef să impună niște schimbări fără să se consulte și să vadă, de fapt, ce e în spatele împărtășanii. Și există o temă pe care n-am discutat-o și aș vrea să o discut cu dumneavoastră, pentru că știu că ați fost implicat în mod direct. Discuția aceasta despre rolul femeii pe care în altă preasfinția sa Teodosie a avut-o. Acum, eu am urmărit foarte atent, nu s-a mai discutat problema aceasta în alte medii de presă evanghelice, de aceea îmi permit să vă rog să discutăm puțin pentru a lămuri încă o dată și pentru frații din zona aceasta să înțeleagă de fapt realitatea și de fapt buna intenție a ceea ce s-a întâmplat. Vreau să spun că sunt 100% de partea în altul preasfințitului este Teodosie și sunt de acord absolut în ceea ce privește, iar răstălmăcirea aceasta pe care presa sau oameni faimoși din presa au adus-o a fost în totalitate greșită, rău intenționată și pusă
intenționat ca să, ca să distrugă, de fapt, ca să îl umilească și, bineînțeles, să-l pună într-o lumină foarte, foarte urâtă și, de asemenea, să se aleagă, dacă se poate, și cu o amendă penală sau, știu, o amendă din partea CNCD. Iată-ne că nu s-a întâmplat lucrul acesta, ceea e bine. Vreau să tratăm puțin problema aceasta, pentru că problema aceasta este un exemplu. Dacă ar fi un exemplu izolat, a stăcea din gură și aici, hai să-l lăsăm să treacă. În dragostea creștinească ne putem retrage, ce asta este. Dar această discuție este una din multe discuții și din multe atacuri care s-au adresat, au venit în direcția în special a arhiepiscopiei Tomițului și a înaltului Teodosie, ceea ce mă îngrijorează că vor mai veni și altele, așa că haideți să discutăm puțin. Cum ați văzut dumneavoastră și cum vă mai simțiți acum după ce tot valul ăla, focul acela a trecut? Da, sunt multe întrebări. Să începem cu începutul. Nu e prima dată când în presă se încearcă atacarea bisericii pe nedrept. Asta din pricină că avem de-a face cu două lucruri distincte. Pe de-o parte este nevoia de senzațional a presei și din nefericire ea se poate obține foarte ușor atunci când dai o anumită tentă și răstălmăcești anumite lucruri din teologie. Pentru că noi știm bine, teologia e un lucru complex, uneori chiar complicat de înțeles, în vreme ce știrile sunt exact opusul. Știrile trebuie să fie facile. Tendința asta mai nouă în presă de a știrile de a fi un fel de poveste, de a agățat mai mult audiența, mai puțin contează, din ce în ce mai puțin contează conținutul știrii, important e titlul care să atragă audiență. Chestiunea asta este o latură a problemei, deci presa are tendința de a transforma în facil, în senzațional, în nemai văzut tot ceea ce se întâmplă. Prin urmare, și teologia intră în malaxorul ăsta al presei. Pe de altă parte, avem de a face cu niște interese directe care vizează zona bisericească. Nu numai Biserica Ortodoxă Română, sigur, Biserica Ortodoxă Română fiind majoritară, are vocea, să spunem, mai puternică în societate, pentru că se adresează mai multor cetățeni și asta îi doare uneori pe mulți, pentru că avem o adresabilitate și un nivel de încredere mărit, dar la fel se întâmplă și cu celelalte culte care de multe ori au fost în consonanță cu vocea Bisericii Ortodoxe și există un consiliu consultativ al cultelor și sunt numeroși pastori, alți reprezentanți ai cultelor care au luat opinie și poziție când a fost vorba și de alte lucruri. Întâmplarea sau mâna lui Dumnezeu face ca înaltul Teodos să fie o voce mai activă în spațiu public, așa este dânsul. Eu de când îl cunosc și de când ne-am întâlnit, am sesizat această afinitatea dânsului nu pentru presă, cât pentru mijloacele de a transmite învățătura de credință mai departe. Mi-aduc aminte că prima dată eu l-am văzut pe înaltul Teodosie la o emisiune comercială la Antena 1. Nici de cum la un mijloc de presă bisericesc, pe vremea aia nici nu era. Era anul 2001, când erau foarte puține televiziuni în România, dar deschiderea dânsului pentru a transmite adevărul evanghelic și învățătura bisericii către mase, este și în sensul presei, pentru că presa este un mijloc de comunicare. Și noi niciodată nu ne-am făcut rabat de la a folosi nu doar canalele oficiale, să zicem, ale bisericii, ci și toți ceilalți jurnaliști care vin, pun întrebări, în altul discută cu ei. Au fost foarte puține cazuri când a trebuit să refuze, să zicem, interviuri sau să răspundă la întrebări, pentru că nu erau bine puse, nu că n-ar fi vrut dânsul să răspundă. Asta îl transformă și într-un fel de țintă, ușor de vânat, pentru că el este vizibil în spațiu public. Și recenta emisiune a Înalt Preasfințitului de răspunsuri duhovnicești, pe care o realizăm aici, de asta am și ținut să fiu în cadrul ăsta, că aici o facem la radio, uneori este mijloc de agățat răspunsuri din care se fac știri pentru audiență.
Uneori răspunsurile teologice știm bine că se adresează unor întrebări delicate. Teologia nu se sfiește să pună ordine și să, cum să spun eu, să explice care este viața creștinului în toate straturile ei. Viața aceasta creștină. Există stratul material, stratul sexual, stratul sufletesc, stratul serviciului. Există multe compartimente ale vieții noastre. La un moment dat a venit vorba și s-a pus o întrebare de ce femeia n-ar avea roluri importante în biserică. Prin roluri importante, sigur, înțelegând rol de lider, de preot, în sensul ăsta a răspuns în al preasfințitul. Și el răspunzând concis, pentru că n-a fost locul unui expozeu teologic. Cei care știu teologie știu de ce femeia în biserica ortodoxă nu se poate hirotoni. Dar era un răspuns dat unei persoane care n-avea o pregătire teologică înaltă. Știți cum este în presă? Nu stai să faci expozeuri academice, că nu te mai ascultă nimeni. Presa este făcută pentru oamenii cu pregătire medie spre înaltă, oameni care așteaptă răspunsuri clare și simple, nu simpliste, dar simple. Și atunci în altul a spus mai pe șleau, așa ca să zic, care este viziunea bisericii asupra hirotoniei femeii și de ce femeia se află în această situație. Răspunsul a fost complet, pentru că o parte cuprindea începutul păcatului, da, ce s-a întâmplat cu Eva, iar partea a doua cuprindea reabilitarea sau redarea demnității femeii de către Hristos prin Maica Domnului. Partea aia a fost tăiată, că nu era interesantă, și s-a mers pe a construi o știre care să dea tenta unui misoginism, pentru că, din păcate, există lupta asta în presă. Prima fază, dacă facem puțină istorie de comunicare în spațiu public românesc, presă versus biserică, prima fază este constituită din atacuri de a nega biserica, de a încerca să o scoată presa din spațiu public. Celebrele ziceri, religia e ceva privat, biserica nu contează, credința e ceva intim, să nu mai existe legătură, dialog cu statul și așa mai departe. S-au lămurit între timp că rolul bisericii este unul public și nu poate fi dată la o parte biserica din discursul public, așa că au trecut la faza a doua, de a arunca umbre și pete asupra bisericii pentru a scădea nivelul de încredere. Pentru că, în realitate, noi avem de a face cu un fenomen foarte clar de lobby public. Biserica, fiind o instituție cu încredere foarte mare la public, și asta se măsoară obsesiv, lună de lună se fac măsurătorile astea, de parcă și că suntem în campanie electorală, dar înțeleg de ce se fac, pentru că este nevoie să vină alți formatori de opinie și alte voci în spațiu public, care să dea direcția ideologică dorită de stăpânire sau diversi factori ai globalizării, că până la urmă în asta trăim. Din nefericire pentru ei, biserica în care o voce tare, pandemia a crescut nivelul de încredere al bisericii și atunci ideologii din presă s-au apucat să corecteze treaba asta, aruncând în spațiu public diverse lucruri sau agățându-se. Și s-a agățat și de treaba asta cu femeia, n-a fost primul caz, vă aduceți aminte ce a pățit în altul Teodosie toată pandemia, el fiind o voce care a stat ferm împotriva oricărui abuz în spațiul bisericesc. Am avut discuții și cu lingurița, și cu împărtășitul, și cu icoanele, și cu slujba în biserică, și cu celebra odovania învierii. La fel a fost luat peste picior că face a doua înviere, că... Dar astea nu sunt niște prostii cum le cred unii sau nepregătiri. Sunt mesaje plasate intenționat pentru a scădea, pentru că prin satiră și prin luare peste picior poți să scazi nivelul de încredere a unei instituții în spațiu public. Sunt tehnici de comunicare care se studiază în manualele de jurnalism. Și atunci, pentru că înaltul Teodosie este o voce publică, normal că toate tirurile vin în direcția asta, pentru că din zona patriarhiei vin mesaje rare, moderate și de regulă se răspunde și în zona patriarhiei, mai ales purtătorul de cuvânt, fratele nostru Vasile Bănescu, și el tot timpul trebuie să răspundă unor întrebări, nu este lăsat să emită un mesaj pe o temă dată, tot timpul este întrebat și prin urmare la fel trebuie să facă muncă din aceasta de a răspunde unor provocări.
Dar mesajele dânsului sunt rare și pe teme foarte punctuale, în vreme ce în altul Teodosie fiind foarte vizibil, poate fi foarte simplu agățat, reinterpretat, pus în alt context și așa mai departe. Asta se întâmplă, de fapt, în altul Teodosie, asta s-a întâmplat și acum cu rolul femeii, pentru că, evident, în alt preasfințitul nu este un misogin sau cum au încercat unii să spună, dar de multe ori, mie îmi pare că trebuie să spun treaba asta, de multe ori presa nu se mai ocupă cu prezentarea adevărului, nici măcar nu se mai ocupă cu stabilirea acestuia. Sunt, într-adevăr, emisiuni, anchete de presă care se mai fac, dar în principal presa nu se mai ocupă cu stabilirea adevărului, ci merge pe ideea asta a jurnalismului de tip american, știrile de tip poveste, în care contează povestea ca să țină publicul agățat. E ca și la campania electorală, nici nu contează dacă politicianul ăla care promite ceva fezabil sau nu, sau cine știe ce trăznaie spune, important e să prindem voturi. Așa e și în presă, important e să prindem audiență, indiferent ce s-a spus, indiferent ce s-a relatat, indiferent ce... Noi mergem pe ideea asta pe care dumneavoastră a subliniat-o în titlu, corectitudine politică. Există, din nefericire, un fel de corectitudine politică și în presă, o direcție ideologizantă, dată, care trebuie tot timpul abordată, și orice se întâmplă se transfigurează și se reinterpretează pe această direcție. Dacă faci ceva, că de ce faci, iar dacă nu faci, că de ce nu faci. Și oricum, noi știm bine că din vorbe poți să sucești orice subiect cum îți convine. Așa o fac cu precădere. Cu precădere o fac cei ce se numesc formatori de opinie. Exemplul cel mai celebru și nefericit este domnul Cristian Tudor Popescu, acest crucișător, după mine, ruginit al presei românești. L-am apreciat foarte mult la începuturi pentru pozițiile sale, dar se pare că între timp i-au cam ruginit balamale și începe să ia apă, pentru că am constatat în ultima vreme, și nu e prima dată, și acum cu femeia, cu subiectul femeia în biserică, a făcut o gafă monumentală, s-a luat de înaltul Teodosie, el uitând ce a spus el însuși despre femeie într-un text al lui în urmă cu ceva ani. Dar nu e prima dată, la fel s-a întâmplat și când a venit vorba de titulatura de biserică națională acordată Bisericii Ortodoxe, pe care înainte cu câțiva ani o susținea, am și postat înregistrarea video pe care au găsit-o tot așa frați din presă prin arhive. Acum are altă părere și, în general, dânsul se schimbă cam după cum bate vântul și contul. Mă rog, cine a inventat expresia de tonomate în presă, tot dânsul a inventat-o, așa că, din păcate, îi se aplică și lui. Dar, că îl dădeam ca exemplu, e foarte ușor din vorbe să reinterpretezi, și, în general, asta se întâmplă în presa comercială, se reinterpretează. Avem o știre, avem un fenomen, îl luăm, îl reinterpretăm după cum ne convine și scoatem din el ce vrem noi, astfel încât omul să pară la public băiat bun sau băiat rău, după cum ne este nouă interesul. Din păcate, am ajuns la jurnalismul de tip militant de care vorbeam. Așa este. Să știți că am urmărit foarte îndeaproape și ce ați postat dumneavoastră și ce s-a întâmplat în toată această poveste, cu sută coață albă, bineînțeles. Ce nu știe Cristian Tudor Popescu și poate și celălalt jurnalist, ce nu știu dumnealor, este că inclusiv cultele evanghelice oficial în România nu hirotonisesc femei în slujbile de păstorie. Da? Nu cred că pentru ei conta asta, pentru că, repet, ideea este simplă și e luată tot din manualele americane. Lovești în vocea cea mai puternică, care se adresează celor mai multe mase, și asta este sarcina Bisericii Ortodoxe. Ce să facem? Așa e coloratura confesională. Dacă, de exemplu, Biserica Evanghelică era majoritară, fiți convinși că erați sub tirul neîncetat al secularizării din presă. Asta este, ne asumăm, nu e prima dată. Hristos a spus că vom fi ca oile în mijlocul lupilor. Ne-a spus de foarte multe ori că în lume necazuri vom avea, ăsta fiind unul din necazuri, reinterpretarea defectuoasă. Nu ne speriem de treaba asta însă. Nu asta este discuția reală, că vai, suntem victimizați. Discuția reală este că cealaltă parte mimează democrația, drepturile și neutralitatea.
chestiunea asta numită corectitudine politică, care se vroia a fi o chestie corectă, că de aici așa la termenul de corectitudine, a început să devină din ce în ce mai incorrectă. Este de fapt doar un paravan și era de anticipat lucrul ăsta, pentru că dacă citeam cu atenție lucrările lui Karl Popper și mai nou domnul George Soros, care, mă rog, este criticat de foarte mulți, dar pentru cine citește cu atenție lucrările, era ușor de anticipat că presa independentă, el tot spune în lucrările lui, că o societate democratică are nevoie de o presă independentă. De ce? Pentru ca presa să facă regulile jocului. De fapt, independența presei se traduce într-un militantism dependent. Corectitudinea asta politică nu e deloc corectă, iar presa nu e deloc liberă, pentru că este, spun unii, presa servită, e un fenomen foarte simplu, oricine îl poate gândi și e valabil și pe rețelele de socializare. Nimeni nu bagă miliarde de dolari în niște instalații de comunicare, fie că se numește CNN, fie că se numește Facebook, fie că se numește TV, nu știu cum, habar n-am, un canal de televiziune, nimeni nu bagă miliarde de dolari fără să aibă un interes din start. Până și noi, și o spun și am spus întotdeauna, noi, canalele de presă bisericești, creștine, avem și noi interesul nostru. Nu băgăm banii în aceste echipamente de dragul aruncării banilor pe geam, ci pentru că ne asumăm o misiune și vrem să comunicăm ceva. Dar cel puțin noi o facem asumat. Adică nouă nu ne este rușine să spunem, da, domnule, suntem un post de radio sau de televiziune creștin. Noi cu asta ne ocupăm. Aici o să auziți de Hristos. E, de partea aia, asta este deranjant, că nu se aude, da, domnule, aici o să auziți despre secularizare, despre nevoia de LGBT-iști, nevoia... Nu, acolo ni se bate moneda că ei sunt corecți și imparțiali. Asta este disgrațios, adică începe să devină enervant cum corectitudinea asta devine din ce în ce mai incorrectă. Și s-a pus problema, în America s-a și rezolvat treaba asta și mă bucur că cel puțin acolo a fost posibil, poate se importă și în România. Acolo televiziunile își asumă culoarea politică, așa știu că este în America, adică acolo dacă te uiți la CNN știi că te uiți la democrați, dacă te uiți la Fox News, de exemplu, știi că te uiți la republicani, măcar știi cine e în spate. În spatele nostru e Dumnezeu, noi ne-am asumat treaba asta, suntem mai unui cult, știm ce-i cu noi, știm cine bagă banii. Dincolo e neclar, că acum mai nu am văzut, mă iertați că am lungit cu fântul, dar fac o paranteză că se potrivește, mai nou am văzut steaguri cu curcubeu puse pe la Ikea, pe nu știu unde, pe la marile corporații. Recent am avut un comunicat de presă al marilor puteri economice ale planetei, că ei susțin, asta e interesant cum se pune problema, susțin dezincriminarea homofobiei și a celor care sunt anti-LGBT și așa mai departe. Adică pornim din poziția de victimă. Chipurile are cineva ceva cu ei și nu sunt lăsați să facă nu știu ce. E incorrect felul în care se pune problema, dar, mă rog, suntem sub asediu, noi trebuie să fim conștienți de treaba asta. Când Hristos spune ucenicilor, vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor, e clar ce spune, adică creștinul în lume, orice creștin, indiferent că este preot, pastor, simplu credincios, chiar și femeie în biserică, pentru că s-a vorbit că ar fi desconsiderată, nu. Fără femeie n-ar fi bărbat, să fim serioși. Femeia are un rol foarte important și cu tot ce prețuim, Sfântul Pavel având un cuvânt enorm. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre cum Hristos a iubit biserica, adică mai mult de atât, iertați-mă, ce iubire! Bărbatul dă maxima iubire femeii și atunci de unde a ta misoginism? Dar revenind la idee, este, nu asta este problema, că suntem noi sub tirul presei sau creștinul știe că în lume va avea necazuri. Problema este acest, cum să spun, simulacru de corectitudine pe care o interpretează toți prin restul presei, ca și cum ei sunt purtătorii de aur ai adevărului și noi suntem aia. De fapt, asta se și încearcă. Noi suntem băieții răi, ei sunt băieții buni care vin și ne arată lumina adevărului. Și dădeam exemplu pe CTP, mai sunt și alții, dar dacă sesizați, întotdeauna vorbesc singuri. Niciodată nu cheamă și partea cealaltă. E primul semn de militantism. Când ești
corect, chem părțile la dialog, nu? Cum spune și CNA-ul în legea audiovizuală. Dar nu cheamă la dialog, pentru că de fapt nu ăsta este rostul lor. Păi ei nu interesează adevărul, interesează să dărâme. Dacă vreți un cuvânt mai direct, păi interesează să dărâme orice reper moral al lumii, fie că este el creștin sau musulman sau de altă religie, interesează să se instaleze această nouă religie a omului nou, de tip consumerist, de tip capitalist, care nu mai răspunde la preceptele morale evanghelice sau de altă natură, din Coran, mai știu eu de pe unde, ci trebuie să răspundă la preceptele publicității. A apărut primul iPhone, du-te repede și ia-ți-l. A apărut prima mașină de tuns iarba, du-te repede și ia-ți-o. Și să trăim așa ca roboții. Cam asta este problema și cam cu asta se luptă băieții ăștia. Nu vor reuși că până și Scriptura spune că nu vor reuși, dar pe mine mă fascinează jocul, adică felul în care diavolul zbiară că de fapt e înger și el alții îl victimizează. Așa este, adevărat, și vă felicit pentru poziția dumneavoastră și de asemenea pentru poziția înaltului Teodosie, un om cu voce puternică și fără jenă, fără să-i fie teamă de tot ce se întâmplă, inclusiv de valorile amende de la CNCD, n-a avut nicio problemă și asta ar fi interesant, să vedem o primă amendă dată Biblie, că până la urmă... Bine, a zis domnul Astaloș că nu. Acum să vedem dacă și ce a spus și împlinește. Că deocamdată dumnealui, zis. Știe dumnealui că va isca un alt scandal dacă va face lucrul acesta, așa că e precaut. Părinte, mă întorc la rolul dumneavoastră, jurnalistul creștin. Mă gândesc la atâtea atacuri. Nu aveți o viață ușoară, cum nici noi nu avem, dar la dumneavoastră este expunerea mult mai mare. Sunteți în bătaia puștii aproape în fiecare zi. Nu știu dacă aveți timp de să vă odihniți. Aveți foarte multe sarcini pe cap. Mă gândesc, în momentul în care faci misiunea aceasta duhovnicească, da? De a fi vocea aceea care strigă în întuneric, da? Care aprinde lumina atunci când trebuie aprinsă, și la, să spunem, la tensiunea aceasta, la atacul acesta care vin furibunde asupra dumneavoastră, direct sau indirect, sau a colegilor dumneavoastră, a înaltului Teodosie. V-a trecut vreodată în minte, domne, las baltă, mă duc, îmi iau o parohie, stau cu minte în banca mea, nu mai zic nimic, mă întorc la cele mai simple, știu eu, slujitor într-o biserică, vă retrageți undeva la țară, într-un sat acolo de dumneavoastră cu Dumnezeu și cu comunitatea acolo. Nu? A zis, domne, mă retrag, v-a trecut vreodată, vă rog să mă credeți, mie câteodată mai întrece, știți de ce? Pentru că sunt om și cred că nu vreau să mă victimizez absolut deloc, dar sunt slab, sunt om și am slăbiciunile mele și câteodată să știți că sunt dezamăgit câteodată de ceea ce se întâmplă, de tot ce înseamnă atacul acesta și dar cel mai mult de apatia aceasta care vine din rândul credincioșilor, să știu, celor care trebuie să fie alături de noi și nu zic nimic când trebuie să zică să fie alături de noi. Acum hai să ne gândim la singurătatea lui Hristos de pe cruce. Știți că brusc Hristos pe cruce a fost părăsit aproape de toți. Mai rămân lângă el 2-3 ucenici, maica sa, Ioan, evanghelistul și așa mai departe. Restul, bir cu fugiții toți. Nu trebuie să-i credincioși și așteaptă lumina de la noi. Ar fi un nonsens să așteptăm noi lumina de la ei. Noi suntem lumina lumii și sarea pământului. Da, e drept că uneori este solicitant, poate fi obositor, uneori îți vine gândul să lași baltă. Dar gândul ăsta nu l-am avut niciodată, să las baltă. Las baltă numai dacă mi se spune din interiorul bisericii că e cazul să mă opresc. Părintele Cleopa, un duhovnic renumit de la noi, avea o vorbă și o preluase și părintele Arsenie Papacioc, duhovnicul de aici, de la Malul Mării. Dumnezeu să-i odihnească, că vrednici sunt de pomenire amândoi. Sigur, ne plângem că există diavol și ne ispitește tot timpul. Dar ce ne-am face fără diavol? Asta e problema. Pentru că dacă n-ai ispita, nu cunoști valoarea. Valoarea, spune Sfântul Apostol Pavel, valoarea ta se vede în război, nu în pace. Și atunci, bine, o vorbă sus în extrem, așa ar fi că dacă n-am pușcă, o caut să mă pun în bătaia puștii. Sigur, nu caut acum război, Doamne ferește. Dar sunt conștient de faptul că atacurile nu se vor opri, nu se vor termina. Mă bucur că Dumnezeu
într-un fel ne-a dat aici la Tomis misiunea asta, pentru că avem un arhiepiscop foarte prezent și foarte direct și care susține foarte mult învățătura de credință a bisericii și prin urmare nu face rabat de la adevărul bisericii. Și prin asta, într-un fel, este o slujire a lui Dumnezeu, că zice toate câte le facem ca pentru Dumnezeu să le facem. Nu ne plângem că e greu, că nu e greu, că până la urmă singuri ne-am ales asta. Cel puțin în alt Teodosie are o vorbă, cine nu rezistă lângă mine poate să plece, nu țin pe nimeni cu forța, dar am ritmul meu. Adică dânsul are ritmul lui de slujire, de misiune, de ierarh al bisericii și noi cei din jurul lui facem sau nu facem față, e alegerea noastră. Niciodată în altul nu ne-a obligat să facem ceva, au mai fost zvonuri pe aici pe acolo referitor la relația dintre noi preoții din jurul înaltului și dânsul. Nu, niciodată nu ne obligă, este foarte delicat ca un element de anecdotic așa. Vă spun că ori de câte ori noi avem și pe bază legală, dar așa cum este și firesc, cum a spus și dumneavoastră, din când în când avem concedii. Că te mai duci și tu să vizitezi o mănăstire pe la munte, pe la mare, fiecare pe unde îi place, mai și familie și voia să fii și mijlocul familiei. Și are această delicatețe în al preasfințitul să știți că atunci când suntem în concediu, nu știu cum procedează alții sau șefii pe la întreprinderi, pe la corporații, dar niciodată are grijă să nu te deranjeze. Nu. Întotdeauna când facem solicitarea să plecăm cu familia sau așa, trebuie să alegem pe cineva să ne țină locul, așa cum este și firesc. Și chiar dacă e problema foarte grozavă, ca să zic așa, cum s-a mai întâmplat. Eu, de exemplu, când am fost plecat cu familia, a trebuit din concediu zis, din vacanță, să răspund presei că asta era chemarea mea. Dar în altul te lasă să alegi tu. Dacă faci treaba asta, niciodată nu te cheamă din concediu forțat ca să fii tu. Dacă vrei, vii, dacă nu, nu are cine să țină locul. Deci este foarte delicat, nu pune presiune, nu ne obligă la ceva și, în general, dânsul, ca și așa cum este firesc în biserică, lasă oamenii să vină către slujirea bisericii. Da? Eu m-am întâlnit personal cu dânsul într-un anumit context dat, a existat această apropiere pe linie de presă, ca să zic așa, ne-am potrivit la niște gânduri și a ieșit ce a ieșit, dar niciodată nu a fost ceva de genul stai aici, rămâi, dacă mâine îi spun în altului nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai îmi place, vreau să plec acasă cu familia, n-ar zice nu, sigur că poate ar fi trist, poate nu i-ar conveni, ar încerca poate să mă oprească, nu știu, că aici nu l-am întrebat. E foarte... Niciodată n-am cerut să mă evalueze în altul în fața mea, pentru că e periculos să te evalueze cineva. Nu e bine să fii nici lăudat, nici certat în față. E bine să păstrăm lucrurile astea personale, dar dacă ea zice, sunt convins că nu m-ar opri, dar poate că nici nu s-ar bucura prea tare, dat fiindcă avem un istoric împreună destul de aprig în lupta asta ideologică și poate că ar avea o urmă de tristețe. Dar deocamdată nu mi-am pus problema să renunț, nici măcar temporar. O singură dată a fost nevoie să abdic de la funcția asta de purtător de cuvânt, dar fiind un context anume, după care lucrurile s-au rezolvat. Și eu spun că, cel puțin aici, la Arhiepiscopia Tomisului, suntem un caz fericit atât de dialog cu presa, că uneori presa s-a mai plâns că biserica nu prea colaborează cu ea, nu prea dialoguează. Noi aici dialogăm, avem conferințe de presă, ne bucurăm împreună, ne certăm, dacă e cazul, contre, polemici, ați văzut, nu avem nicio o problemă. Dar un lucru rămâne clar, cel puțin la Tomis, cât va fi în altul Teodosie, adevărul bisericii va fi rostit, pentru că e nevoie de misiune. Asta este chemarea slujitorilor până la urmă. N-avem a ne plânge că ne-am făcut slujitori ai bisericii și nu ne convine. Dacă nu ne convine, plecăm acasă, nu e nicio problemă, nu se supără nimeni. Dumnezeu are de unde, sunt convins că sunt oameni buni și care pot înlocui aceste poziții de comunicare la care ne-am tot referit până acum. Dar noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină sănătoși,
și împreună și cu dumneavoastră și cu celelalte mijloace de comunicare creștine și în interiorul Patriarhiei și în exterior și cu celelalte culte, pentru că este nevoie, și asta s-a tot spus, cel puțin pandemia a arătat-o, este nevoie să fim o voce comună în fața frontului acestuia de secularizare care vine. Chiar dacă noi între noi avem niște diferențe de opinie teologică, până la urmă asta e o chestiune internă a creștinismului, nu cred că supără pe nimeni treaba asta, dar când e vorba de atac ideologic asupra creștinismului, asupra credinței, asupra esenței bisericii ca instituție și ca organism viu al credincioșilor care se încearcă a fi dat la o parte din spațiu public, supără vocea bisericii, atunci e bine să fim voci comune și m-am bucurat că există pastori credincioși, muftiul din România care este alături de noi de aici de la Constanța, de multe ori a luat opinie în problemele astea mai delicate. Este nevoie să protejăm, până la urmă, dacă vorbim sincer, în România avem 98% credincioși, oameni declarați care cred în Dumnezeu, indiferent cum îl interpretează ei pe Dumnezeu. Deci, având 98% răspunderea noastră a cultelor, este una foarte, foarte mare și mă bucur că, într-un final, până și statul a înțeles lucrul ăsta, deși la începutul pandemiei dăduse semne că noi eram așa, niște inexistenți, nu știu, că există, într-adevăr, din păcate, unor la nivelul statului, e viziunea asta că cultele nu contează, ele sunt acolo în treaba lor. Ba, nu contăm. Și e bine să contăm din ce în ce mai tare. Până la urmă, dacă vrem să avem respect din partea statului asupra drepturilor religioase, e vorba de drepturi și libertate religioasă, e bine să ne facem din ce în ce mai auziți, așa că orice mijloc media în plus este binevenit. Foarte bine, slavă Domnului! Mă bucur că ați menționat poziția muftiului. Acum, pe lângă lucrurile pe care le avem în comun, mai avem încă unul foarte important. Eu sunt dobrogean, născut, crescut în Tulcea, lângă Babadag, da. Sunt dobrogean și mă mândresc cu asta, dumneavoastră la fel. Împreună am trăit și știți ce înseamnă să trăim într-un context multicultural, multietnic. Am avut o relație întotdeauna extraordinară cu comunitatea musulmană, da, dobrogeană, care este foarte faimoasă. Am trăit în pace și liniște, să se știe lucrul acesta și mă bucur. Și știu că muftiul are un rol important acolo și întotdeauna a fost aproape de comunitatea creștină când a fost nevoie. Părinte, extraordinară, mă bucur că avem această discuție. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să vă mai rog o singură chestie, o singură întrebare. Apropo de relația aceasta biserică-stat și vreau să comparăm două situații. Am trecut, dacă vă aduceți aminte, în momentul în care s-au luat deciziile acelea, mai ales înainte de sărbătoarea Învierii, de Paște, da? Eram deja în starea de urgență, s-a decis în mod unilateral că bisericile vor fi închise. Am trecut și prin asta, știți foarte bine ce s-a întâmplat. Biserica a primit așa cum a putut această veste, credincioșii la fel. S-a comunicat, nu s-a discutat, nu s-a invitat niciun ierarh, niciun lider al bisericilor la discuție. În momentul în care procesul de revenire, și mai aici mă refer în special la procesul de vaccinare și alte decizii pe care guvernul a vrut să le ia în ultima vreme, s-a schimbat strategia. Ați văzut și dumneavoastră că biserica a fost puțin băgată în seamă sau cel puțin s-a mai ținut cont de anumite păreri și a fost o dublă măsură și asta a fost foarte deranjant, vă spun asta pe propria mea părere. Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta și cum credeți că lecția aceasta poate va fi învățată de către guvernanți, de către aleșii noștri și de acum încolo, într-adevăr, vor oferi bisericii respectul acela? Dacă nu, măcar lăsei, să spunem, rolul acela de încredere pe care îl are biserica asta în societate, de măcar minimul respect de a fi invitat, știu eu, lider al bisericilor, ierarhi și pentru marile decizii, măcar să fie întrebat, să zică, domne, ce părere aveți și voi? Cred că este o lecție pe care trebuie să o învățăm și noi, bisericile. Cu mințenia noastră creștină, o să încep cu noi și după aia vin și la stat. Dar trebuie să încep cu noi, că de noi e vorba. Cu mințenia noastră creștină are o slăbiciune lumească, ea spune, că ea nu e slăbiciune, de fapt, dar în fața lumii e catalogată ca o slăbiciune.
E, lasă că ei tac, sunt pacifiști, nu ridică tonul, nu zic nimic. Cred că așa s-au gândit în primă fază guvernanții la noi. Dom'le, sunt biserici, ce o să facă? Nu o să iasă la răzbel. Adică biserica ar fi fost ultima instituție care în momentul în care o abuzezi, că practic cam asta a fost cu niște măsuri absolut nefirești, să te trezești cu proteste în stradă, cu scandal prin presă, cum mai știu eu ce. Biserica nu o să facă lucruri din acestea, dar trebuie să învățăm lecția prin care trebuie și noi să știm să ne spunem punctul de vedere. De asta vorbeam adineauri de unitatea cultelor, pentru că, într-adevăr, dacă taci, unora li se pare că nu existi și că poate să facă orice cu tine. Deci noi trebuie să învățăm treaba asta, trebuie să învățăm să spunem sau să dăm replica cuvincioasă, așezată, creștinească, nu cu parul, Doamne ferește, nu extremist, cum ne văd unii. Asta a încercat și în altul să facă, să ofere o replică și să arate care este adevărul, chiar dacă s-a încercat prin răsputeri să pară că Teodosie e extremist. Nu, nu este un extremist, este un om care spune alături de alții adevărul bisericii, că au mai fost și alții, dar sigur nu de vizibilitatea asta. Deci, în primul rând, trebuie să învățăm noi lecția de a ști să vorbim cu statul, când statul pare că uită. În privința statului, e bine să luăm aminte asupra unui lucru. Statul român este într-un amplu proces de globalizare. Noi, de când am aderat la NATO și la UE, nu mai suntem noi înșine. Într-un fel ne-am transformat în sensul că ne-am contopit. Lucrul ăsta pe noi trebuie să ne facă foarte atenție. A doua lecție pe care noi, bisericile, trebuie să o învățăm, și anume că atunci când vorbim cu statul, nu vorbim neapărat cu conducătorii noștri, cu cei care ne reprezintă. Cuvântul ăsta a fi reprezentați nu mai este 100% valabil. Cei care conduc astăzi România sunt și reprezentanții altora. Asta trebuie să înțeleagă foarte bine. Prin urmare, când vorbim cu statul român, trebuie să înțelegem că vorbim și cu o parte a globalizării. Pentru că prin statul român vin aceste politici ideologizante, vin aceste chestiuni de drepturi ale minorităților. Însăși corectitudinea politică vine prin aparatul de stat. Sigur, sunt ONG-uri în spate care fac lobby, dar discuțiile se duc în Parlament, în comisiile de specialitate și la nivelul statului. Noi înșine am avut, înainte de pandemie, niște lor de poziție, nici nu știu cum să le spun, dar nemai văzute, cel puțin, de la nivelul statului post-decembrist, prin gura domnului Iohannis, care de două ori a avut niște ieșiri în decorul creștinesc, atunci când a fost vorba de referendum pentru familie. Vă aduceți aminte că a avut niște expresii număgulitoare la adresa creștinilor. Noi trebuie să înțelegem că statul român nu ne mai aparține. Este un stat care slujește și interesului globalizant, și atunci statul este, dacă nu susținător, este cel puțin presat de ideologiile astea străine, uneori anticreștine. Prin urmare, trebuie să avem în vedere lucrul ăsta ca să știm la ce ne așteptăm când ne așezăm la masa dialogului cu statul, dacă suntem chemați. Dacă nu suntem chemați, trebuie să facem, cum a zis românul, mă dai afară pe ușă, intru pe geam. Trebuie să găsim o cale prin care să mergem la nivelul statului, să dialogăm la nevoie cu forță, așa cum fac și ONG-urile astea secularizante. Am spus că ei apelează la niște tehnici de-astea de comunicare publică, se dau cu fundul de pământ prin Parlament, urlă, ridică tot felul de banere, țipă. Pentru noi e impropriu ca și creștini să facem asta. Dar sunt alte metode. Avem canale mediatice la dispoziție, canale de comunicare, avem mijloace de presă, avem reprezentanții la nivelul statului creștin, creștini de-ai noștri care pot pune și ei presiune și pot face o poziție când e vorba de așa ceva. Deci trebuie să fim foarte atenți când vorbim de stat, la cine ne referim. Pentru că statul, repet, pentru a nu știu câta oară, nu mai este doar al nostru. Din păcate, asta este situația. Ne aflăm în plină globalizare. România a devenit și piață de resurse pentru alții. Sunt o grămadă de factori externi, entități, hai să le numim așa, care au interese în România și, prin urmare, pun presiune pe stat, dacă nu cumva obligă statul să le susțină. Cel mai bun semn, dacă vreți, în treaba asta este
fenomenul privatizării din România. Da? E un fenomen economic, dar când vorbim de stat, totul se duce în zona economică, chiar și ideologie. Ideologia statului e fundamentată pe chestiuni economice, vă spuneam mai devreme. Scopul lor e să facă de oameni niște buni clienți. Noul Adam, ăsta, cum îl văd ei așa, nu Adam cel creștin, ci Adam cel vechi, vor să fie un Adam consumist de asta, să consume, să intre în rotița malaxorului, profitului și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți cu cine avem de-a face, pentru că nu e cazul să ne mai îmbătăm cu ideea asta festivist, așa, vai, statul ține cu românii. Nu, statul nu mai ține doar cu românii. Dacă se găsesc români vrednici să țină cu ei, îi trimitem acolo, la nivelul statului, să ne reprezinte atunci când votăm, că e un proces democratic. Dar în rest, să știți, ca și în America, este un război de lobby surd, pe care noi de multe ori nu-l vedem, cel puțin presa nu ni-l arată, dar este un război surd de lobby la nivel parlamentar, la nivel ministerial, la nivel prezidențial, la orice nivel, prin care se încearcă această secularizare forțată a societății românești. Și ar fi păcat ca 98% din populație, fiind declarată credincioasă, să piardă contactul cu credința și să ne transformăm în niște secularizați. De asta zic că rolul bisericii, al nostru, al celor care suntem voci în cetate, este foarte mare. Există o tendință și o rușine cumva firească a creștinului, domnule, să nu supărăm, că noi avem acest principiu biblic, pacea e mai mare ca dreptatea, da? Nu ne ducem la război, căutăm să facem pace. Pace, pace, dar în momentul în care ți se arată sabia și ți se scoate sabia și sunt atacate valorile tale fundamentale, eu zic că e cazul să ne apărăm, nu să ne războim, dar să ne apărăm. Am pus chiar astăzi un cuvânt al Înalt Preasfințitului, care a fost întrebat dacă autoapărarea e îngăduită sau nu în creștinism, cum e văzută, virtute sau păcat. Războiul de apărare niciodată nu e păcat, pentru că ți aperi valorile. Dacă suntem atacați, trebuie să învățăm să ne apărăm. Sigur, unii au spus, dom'le, dar e deranjant să stai tot timpul să te aperi. Da, dar ce să atacăm? Că noi nu căutăm atacul după resurse, cum fac globaliștii, să pună una pe resurse, pe păduri, pe petrol, pe mai știu eu. Scopul nostru nu e aici, împărăția noastră e sus. Ne batem pentru cer, nu pentru pământ. Dar dacă în bătaia asta pentru pământ globaliștii vor să arunce biserica în război, atunci să afle că vor găsi o poziție și în biserică. Nu o să tăcem, se mai gândesc ei uneori să ne cumpere. Că a zis ceva de campania de vaccinare, vin mai la concret, de ce s-a schimbat statul? Păi în primul rând și-a dat seama că dacă mai lungește indiferența față de biserică, se va trezi cu scandal la ușă. Chiar internațional, semnalul a fost dat de acel raport al OSCE, care a arătat că în România s-au întâmplat niște măsuri abuzive la adresa bisericii. Și atunci au încercat să schimbe. Doi, și-au dat seama, și mă rog, este a nu știu câta oară când brusc statul își dă seama, că vocea bisericii e mai importantă și că mai bine o ai de aliat decât de opoziție. Mai bine ți este biserica aliat decât opozant. Problema este că ei văd alianța asta ca un fel de anexare, exact, a bisericii. Adică, domnule, dacă am zis noi să faceți asta, păi puneți mâna și faceți. Stați puțin, noi nu suntem trompeta guvernului. Eu nu pot să mă duc să spun de mâine, vaccinați-vă. E un act medical, biserica a recunoscut și întotdeauna va recunoaște folosul cuceririlor științifice, principiul vaccinării ca principiu sănătos de viață. Mulți, aproape toți dintre noi, suntem vaccinați din copilărie, dar dacă vorbim punctual de un anume vaccin, a mai fost discuția asta când era vaccinul ăla anti-HPV, știți? Da. Făcut la fetițe. Noi nu putem să ne transformăm într-o oficină de propagandă a guvernului, că nu e în stare guvernul să rezolve comunicarea către proprii cetățeni, către propriul public. Nu transformăm amvonul bisericii în microfonul guvernului sau al parlamentului. Susținem într-adevăr principiul de vaccinare ca unul sănătos, dar în privința acestor vaccinuri, câtă vreme există controverse în spațiu medical și câtă vreme nu se lămuresc treburile, noi nu putem să spunem, domnule, e vaccinul bun sau nu. Acum avem niște date, s-au vaccinat niște milioane de oameni, am văzut și reacții adverse, am văzut și oameni care n-au pățit nimic, s-au vaccinat și sunt bine, mersi. Rămâne de văzut, științific vorbind,
cât de eficient este acest vaccin și cât își face treaba în lupta cu boala, că nu l-a mai administrat nimeni până acum, să vedem la nivel de masă ce efecte are. Și atunci nu putem noi, biserica, să venim să dăm niște fraze așa pe care le vrea guvernul, vaccinați-vă că e sigur. Pentru unii e sigur. Citim în prospect, da, că poate fi și sigur, dar de unde știm cine, la cine e sigur și la cine nu e sigur? Deci noi putem ajuta autoritățile în această înțelegere medicală generală a lucrurilor, de aceea am și spus, există broșuri de informare alcătuite de specialiști, puneți mâna, luați-le, studiați-le. Și eu am mai spus și spun încă o dată, dacă luați un medicament, vaccin, ce-o fi el, citiți cu atenție prospectul, o spune și CNA-ul pe la orice capăt de ăsta de publicitate pe la televizor, citiți cu atenție prospectul, pentru că prospectul vă explică dacă puteți sau nu puteți să apelați la tratamentul respectiv. La fel este și cu vaccinul, adică sunt contraindicații de vaccin. Existau situații în care nu te vaccinai dacă aveai febră. Nu te vaccinezi dacă ai boală în timpul bolii. N-ai cum să te vaccinezi, că virusul e activ. Trebuie să rezolvi cu virusul. Și, mă rog, sunt diverse discuții medicale, că nu fac eu pe medicul aici. Dar citiți cu atenție prospectul, ca să ne lămurim. Asta putem să spunem noi ca biserică. Da, citiți cu atenție prospectul. Dar să venim noi să spunem, cum și încăpea guvernul, să facem centre de vaccinare în biserică sau... Să zicem, mergeți fraților cu toții și vă vaccinați, îmi pare rău, nu. Asta nu merge, pentru că nu e în competența noastră. Slavă Domnului, așa e și așa trebuie să rămână. Relația aceasta între guvern și biserică trebuie să rămână o relație sănătoasă, și iar biserica nu va fi niciodată o anexă a unui guvern. Oricare ar fi acela, indiferent cum ar fi, trebuie să rămânem. Da, bine, ei visează treaba asta, că spun, domnule, dar banii aia care dăm la culte, ce faceți de ei? Păi facem pentru ce îi dați. Construim biserici, reparăm biserici, facem proiecte sociale, salarizăm oameni sau ajutăm la salarizare. Pentru aia ne dați banii. Nu ne dați banii, nu ne plătiți publicitate ca să vă, dacă vreți, facem contract de publicitate, dar la vedere. Domnule, dăm bisericii, cum am dat presei, 80 de milioane de euro, că atâta s-a dat în două tranșe, da? Dăm 80 de milioane de euro bisericii, dacă îi vrea, să zică de vaccin, cum a făcut presa. Apoi rămâne treaba bisericii dacă primim mai 80 de milioane. Eu cred că nu o să-i primim, că nu suntem presă, da? Dar au fost mijloace de presă, cunosc canale media, care au primit bani de la guvern ca să informeze în pandemie, să se facă trâmbițele utile ale pandemiei. Foarte bine, e treaba fiecărui mijloc de presă să aleagă. Da, să fim la vedere, să nu vină guvernul să-mi spună, știți că vă dăm totuși niște bani, faci, că asta a fost senzația. La un dat ne-au tăiat, știți, au tăiat din funduri acum, știu, pentru culte, știu. Că cumva așa ca la șantaj, că domnule, faceți-vă util, nu domnule, banii aia pe care ni-i dați, ni-i dați pentru ce ni-i dați, să reparăm, să construim, să ajutăm proiecte sociale, dacă vreți să ne dați bani pentru vaccin, ieșiți public și spuneți, uite, dăm bisericii cultelor 80 de milioane de euro comandat la presă. Și atunci vă răspundem dacă e cazul sau nu să intrăm în campania asta. Totuși să se hotărească și guvernul. Vor să fie profesioniști cu comunicarea în campanie, vor să fim anex, nu e clar ce. Deocamdată încă are probleme de lămurit guvernul, dar în fine, eu sper că totuși specialiștii de pe la guvern să găsească drumul către ieșirea din pandemie mai repede, pentru că este o situație care nu place nimănui. Și economia suferă, cu atât mai mult au suferit credincioșii și încă mai suferim. Și nu vrem să ajungem la război de ăsta de comunicare între noi și autorități, că nu se le în stare să își facă treaba. Puneți profesioniști, lăsați aia care făceau interviu cu chivuțe și cu vrăjitoare. Deci asta era ultima treabă, să văd la televiziunea română o doamnă, chiar râdeam cu cei de la o redacție, nu spun care, să nu le fac probleme, dar le ziceam, băi, de acum pregătiți-vă să vă specializați în ghicit în cărți, în globul de cristal și mai știu eu ce, că vine doamna specializată pe jurnalism ocult. Ăsta e un nou tip de jurnalism. Jurnalismul ocult vine și vă specializează pe toți cu forța. Adică totuși, când faci chestii de genul ăsta, tu după aia vii ca guvern și lași apariția că ești o instituție serioasă. Nu, nu ești. Dacă faci de astea, nu ești. Și nu spune mie că să susțin vaccinul când tu faci de astea. Să fii serioși.
Așa este. Mă bucur pentru poziția pe care o aveți, pentru verticalitatea de care ați dat dovadă și a fost o încântare să stăm de vorbă, Părinte. Cu drag, oricând. Mă bucur. Discuția asta va continua într-un alt episod, cu siguranță vom sta de vorbă. Mai sunt multe aici pe lista mea. Timpul trece așa de repede, așa că închei cu un gând de încurajare, să știți. Vreau să vă încurajez, în primul rând să vă mulțumesc pentru poziția dumneavoastră și pentru poziția înaltului Teodosie. Puteți să-i transmiteți dacă se poate. Suntem alături de sigur dumneavoastră. Sigur o să vadă, da, emisiunea o postăm și la noi. Da. Ne facem părtași, nu o lăsăm numai pe producent, să o punem și la radio la noi. Cu mare drag și... Da. Vă felicit și vă încurajez, suntem alături de dumneavoastră și ori de câte ori este nevoie, fără nicio problemă, sărim împreună și avem o singură voce. Am să vă mai invit cu siguranță și cu altă ocazie. De fapt, când veți putea dumneavoastră, sunt atât de multe teme de discutat și vreau să spun că pe lângă faptul că am discutat câteva teme legate, probleme legate de jurnalism și de situație reală, discuția aceasta m-a încurajat. Pentru mine o încurajare este o discuție dintre un coleg mai tânăr, ceea ce sunt eu, și un coleg mai, să spunem, mai experimentat, ceea ce sunteți dumneavoastră. Și slavă Domnului că după această emisiune plec mai cu curaj de aici din studio. Vă mulțumesc foarte mult! Ca o concluzie, știți cum spun eu câteodată când e vorba de fenomenul ăsta de presă? Domnule, toată lumea să vorbească, numai eu să nu tac. Asta este deviza jurnalistului creștin. Să vorbească toți, e libertate de opinie, noi să nu tăcem. Pentru că avem pentru cine să mărturisim. Bucuria noastră sunt credincioșii care ne urmăresc, ne ascultă, ne înțeleg și ne susțin. Almitrea, de asta suntem numiți și părinți. Vă îmbrățișez, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu drag oricând mai vorbim, pentru că e un dialog viu și necesar. Și mă simt bine aici, în casa Prodocens. Ați construit o casă frumoasă și vizibilă și să dea bună Dumnezeu să ne reazim cu drag. Hristos a înviat, vă îmbrățișez. Adevărat, a înviat, vă îmbrățișem și noi. Stimați prieteni, stimați telespectatori, noi vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați ascultat, ați fost împreună cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare vă salutăm și vă spunem la revedere!